Leica este un nume pe care le am asociat în ultimii ani cu optică și tehnologie oferită în Huawei și noul Xiaomi. Leica există, de asemenea, independent, pe lângă camerele sale de profit. Acum a intrat în zona proiectorului premium, lansând modelul CN1. Leica H1 este o serie de proiectoare cu laser 4K scurt, care pot proiecta o imagine diagonală de 100 de centimetri la o distanță de 30 de centimetri. La IFEA 2022, compania a adus două reflectoare Care 1, care sunt livrate cu lasere RGB și un procesor DLP al Texas Instruments. Unul dintre proiectoare afișează o imagine de 100 de centimetri 30 de centimetri de zona de proiecție, iar cel de al doilea model oferă o imagine de 80 de centimetri de doar 15 centimetri. Primul model costă $7,900 și al doilea $6,900. Modelul de 100 inci oferă 2400 lumeni și o proiecție de 4K la 60 de Hz. Leica oferă, de asemenea, ecrane de proiecție, $1,800 pentru 100 inci și $1,600 pentru 80 inci. Produsele vor ajunge la nivel mondial în 2023. Atenție, Leica nu este la prima minge cu proiectoare digitale, vândute până acum sub brandul de marcă. Leica a avut, de asemenea, un parteneriat cu Hisense pentru o sursă de lumină laser RGB. Latența este de 30 ms, bunica pentru joc, iar dispozitivele au 3 porturi HDMI, inclusiv un HDMI 2, unul cu ERC. Există, de asemenea, un port USB 2.0 și un USB 3.0, un TV cu tuner integrat și un slot de interfață comun. Ca și sistemul de operare, primim Android TV.